A fost din clasa 1-a până într-a 8-a la școala Poduri, învățător Iscu Nicolae, dirigint i-am fost eu. A avut media generală de la 1-8, media 10 și 10 la purtare. Eu vă felicit pe toți, dar în primul rând o felicit și pe domnia sa, doamna Scorțeanu Maria. Iar vecin cu domnia sa este domnul inginer Costel Sarpar, un om excepțional. Un om excepțional. Mediile din facultate de la energetică ce a terminat au fost numai de 9 și de 10. Aveți modele, aveți exemple. Prin doamna primar, ceea ce faci în comună, cu un foarte bun cadru didactic. Aveți exemple la toți domnii consilieri de aici de față, care din modestie nu spun multe despre domnie lor, ci rare ori se dezvăluie privind activitatea domniilor. Aveți modele prin părinții voștri. Ceea ce vedeți la televizor, ștergeți cu buretele, închideți ecranul televizorului și priviți viața optimist și cu bunătate în suflet, copilașii mei dragi. Cu răutatea nu faci nimic în ziua de astăzi. Arare ori, înveți de la tot ce înseamnă oameni cu părul alb. Și mi-aduc aminte de marele comic, care a fost la 600 de ani de atestare documentară a comunei, domnul Cornel Paladi. Sper că ați auzit. Când spui sociu, spui Cornel Paladi. Glumele lor sunt savuroase. Și spunea domnia sa că este drag de fiecare dată să se întoarcă în comuna natală. La fel și vouă, indiferent unde o să zburați în viață și în lume, tot aici o să vă întoarceți. Noi o să fim praf de pulbere și stele. O să fim în morminte sfinte, cum zice Eminescu. Dar voi veți prelua de la noi destinele acestei comuni. Vă felicit și vă urez multă sănătate! Și să știți că doamna primar a venit un mesaj către mine la Bacău, zice să știți că avem copii tare frumoși la Poduri, de astăzi vă mă aflu aici și să știți, doamna primar, că n-am venit cu mâna goală, am venit cu 3 burse de studiu de la Școala Sanitară Posliceală Sanity Bacău, Onești sau Comănești, pentru cele 3 specializări pe care noi le avem și pe baza anchetei sociale pe care dumneavoastră o faceți, oferim un loc cu bursa de studiu pentru un absolvent de clasa 12-a la medicină generală, asistent medical generalist.
o altă bursă pentru un absolvent de clasa 12-a sau de liceu, da? De liceu la specializarea asistent medical de farmacie și o a treia bursă pentru un absolvent asistent banio-fiziokinetoterapie. Deci venim cu toată deschiderea, îi oferim bursa de studiu pentru 3 ani și intervin un pic la mesajul domnului profesor, domnului director. Vă felicit pe toți și pe cei care ați luat 9,55, dar să-i felicităm și pe cei care au promovat cu bine, fiindcă am văzut aici că am o domnișoară care urmează sociologia, psihologia, unde este, da? Și școala fost liceală. O să spun că sunt viza ta, dar sunt absolventă de psihologie și, în general, să știți, copiii, toți absolvenții, și în mod special vorbesc de cei cu medii de 7 și 8, poate avem aici în sală, absolvenți de liceu, ajung foarte buni în profesie. Deci, vă felicit pe cei care aveți note maxime, note frumoase, note peste 9 sau până în nota 9, dar să-i felicităm și pe cei care au promovat cu bine, da? Fiindcă sunt foarte buni care vin cu parte teoretică, dar poate avem aici în sală și absolvenți foarte buni la partea de practică. Așa că, îmbinate toate, da? Pot da o carieră de succes. Eu vă felicit încă o dată și așteptăm la noi la școală, doamna primar. Vreau să o felicit și pe doamna primar, că este una dintre cele mai bune doctorande ale mele, să știți. Și aplauzele bine. Absolvent de-a ei din facultate, absolvent de masterate, doamna acolo, domnul polițist, da? Doamna mea a fost studenți și mă bucur tare mult că vă revăd și am să revin aici și cu drag acasă, doamna primar, la dumneavoastră. Vă felicit și le spun că le sunt întru totul alături și de cazare în Bacău sau, eu știu, în zonele limitrofe care dumneavoastră veți veni, astfel încât să aducem, da, alături de doamna la spitalul din Moineș, nu numai, din județul nostru, oameni de succes. Felicitări încă o dată! Mulțumim frumos, mai ales pentru aceste oferte cu burse de studiu, pentru că știm foarte bine că situația financiară întotdeauna este cea care te lasă să parcurgi un drum pe care îți dorești. Este un lucru foarte frumos, știu. O grămadă de tineri care s-au înscris la școlile postliceale și care se vor înscrie de acum, așa că o să facem mai mare, să zic, publicitatea pentru acest lucru, pentru a beneficia de această bursă. Vă mulțumim frumos, doamna profesor, mulțumim frumos că ați venit și ați făcut timp pentru noi și sunt convinsă că o să mai aveți și studenți și de aici, de la poduri și dintre cei mai mari, dintre cei mai mici, suntem convinși. Putem veni aici și cu foarte multe calificări, astfel încât absolvenții să aibă o meserie. Cred că asta e cel mai important. Exact. Fiindcă avem atâția oameni cu diplome, merg mai departe și spun, toți suntem șefi, dar nu mai avem, știți, ramura de jos, un pic meseriașii, așa că putem veni pentru întreaga comunitate cu fel de fel de programe aici acasă, da? Astfel încât să fim calificați pe meserie. Cred că asta e cel mai important și să nu uităm niciodată cei 7 ani de acasă, cum se spune. Cred că asta este primul lucru. Mulțumim! Felicitări încă o dată și oriunde v-ați afla, am văzut că și la Cluj avem la Miș, oriunde o să fiți aici în țară sau în afară, să duceți cu mândrie mesajul de aici, de la poduri, fiindcă și eu vin din mediul rural și spun asta cu mândrie, atunci când nu uiți de unde ai plecat, poți să ajungi la o carieră care adevăr de succes, indiferent de comunitatea în care îți desfășori viața. Mulțumim foarte mult! Mergeți la sfera și care o luam, care o venit, da? La sfera doamnă.
schimbat de tine de la anul, o să trebuiască să le schimbați la postul, nu o să mai mergeți la mine, chiar astăzi s-a discutat treaba asta în ședința de Consiliu. Așa că începem cu Agathe Georgiana Cristina. Care nu au fost strigați? De 18 ani, de aici?
Spuneți, că s-ar putea să fie omis pe cineva, de pe listă, sau poate să zic eu. Zi! Mai am avut 18 ani de da? Da, cred că a fost trecută la bacalaureatul și de asta nu a mai fost trecută la... Până la 1 iulie. Până la 1 iulie au făcut? Da. Nici o problemă, las că o sărbătorim până la decembrie. Da. Mai are timp, e la 1 iulie și de asta. Are consultat. Da. Mulțumim foarte frumos. Dacă există o problemă, ne cerem, dacă există vreo problemă, ne cerem scuze, că se poate îndrepta, da? Fără nicio problemă. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă încă o dată spun, dacă este cineva dintre dumneavoastră care n-a fost brigat și care nu e neapărat fi și chestii de evidența populației care nu a fost date, putem să îndreptăm acum pe loc fără nicio problemă, numai să veniți să-mi spuneți. Mulțumesc Consiliului Local care a venit și a acceptat să facem aceste mici daruri pentru voi. Vă mulțumesc că ați fost astăzi aici. Mulțumesc părinților care au venit și colegilor mei din primărie care m-au ajutat. Înainte de acest lucru, am și niște premii mai speciale de dat. Avram Ionela, te rog să vii. Mulțumesc pentru ajutorul pentru această activitate. Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru activitate și Lucu Iustina, care a făcut toate demersurile ca în ceea ce privește. Da, mulțumesc în primul rând și implicării colegilor mei, pentru că fără ei chiar nu pot să fac absolut nimic. Nu am mâinile legate, de unul singur nu pot să fac atâtea lucruri. Mulțumesc frumos că mă suportă. Îmi pare rău că acum m-am gândit că ar fi trebuit și eu să fac o diplomă pentru doamna profesor conferențiar, dar faptul că este astăzi aici, ea este o diplomă pentru noi, așa că mai veniți după diplomă. Da, asta nu-i greu, să știți că mai mult partea adevărată și sinceră contează foarte mult. Toate diplomele acestea care sunt date și copiilor și colegilor mei, să știți că sunt date din suflet și chiar pentru faptul că s-a muncit și că a făcut ceva. Nu primește nimeni diplome pentru că este frumos, drăguț și cu bani. Da. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc dragi copii, mulțumesc că ați venit. Declarăm închisi și așteptăm cât mai mulți copii să vină. Părinte, nu ne spuneți nimic așa din chieri, că așa la urmă vorbește părintele. Te felicit și eu pe copii pentru toate rezultatele acestea frumoase obținute și pentru dumneavoastră atât mii de mulțumire pentru această inițiativă în Consiliul Local. Asta înseamnă că iubiți copiii, iubiți performanța și că ne bazăm în continuare pe sprijinul lor. Nu ne gândim la copii doar ca viitor, ci ca prezent. Pentru că vom da țara asta pe mâinile lor și deja în ei, în acești copii, trăiește un adult. De aceea îi felicităm și ne punem toată nădejdea în inima și aștepta să auzi și din partea lor ceva impresii, niște gânduri, să ne împărtășească mai multe gânduri, dar poate cu altă ocazie. Știu că sunt copii deștepți, cuminți și care au doamna ceva de spus. Vă felicit din toată inima și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe copii și pe dumneavoastră în toate condițiile. Dacă dintre dumneavoastră mai vrea să spună cineva ceva, cu mare drag. Așa, uitați-vă unul spre celălalt, vedeți.
înțeles dacă vrea vreo un ca la școală. Da. Da. Felicitări încă o dată. Da. Mulțumim frumos. Să ne întâlnim și în anii care vin, tot așa cu rezultate foarte bune.